Pe la 3, pe început de oră cu numărul 3, uite ce se mai potrivește și n-am venit singură, evident, am venit cu invitatul meu de astăzi. Schimbăm puțin subiectul discuției față de ieri, dar nu complet, pentru că invitatul meu are experiență și în domeniul muzical. Este barbar, organizator de evenimente și DJ. Ei bine, despre Ciprian Golan este vorba. Bine ai venit la Trainet, Ciprian. Română, bine v-am găsit. Pentru prima dată la radio? Sau... Este, nu chiar pentru prima dată, dar pentru prima dată la voi. La noi. Atunci să fie de bine, să Rămâna. Fie de bun augur și să mai vii. Cu drag venim. Vrem să te cunoaștem mai bine. Cu siguranță cei care îți trec pragul barbershop-ului, sigur, te știu de atâția ani și te-au mai văzut oamenii și prin alte producții, dar să te cunoaștem și mai bine, ca om. Păi, bun, ce să zic, sunt numele meu e Ciprian, dar toată lumea mă știe Ciprian Golan, pentru că barbershop-ul se numește Golan și atunci de aici. Cochetești și cu muzica, inclusiv acum pe 22 octombrie, adică duminica viitoare, fac un eveniment, cel mai mare eveniment de barbering din România făcut. Este a treia ediție și voi lansa și o piesă. Voi face alături de doi colegi de-ai mei, voi face o piesă hip-hop și vom lansa ceva frumos chiar pe scena unde o să facem evenimentul. Ah, câte noutăți toate deodată. Da. Avem și treabă cu DJ-ul, facem și pe DJ-ul, am fost și la șef la cuțit, adică le facem pe toate, să fie cât mai multe acolo. Vorbim și despre asta. Uite, apropo, că tot ai vă amintit de șef la cuțite, mi-a plăcut, am urmărit acolo. Mulțumesc. Și ai primit și 3 cuțite. Româna, da, le-a plăcut micul dejun. Așa. A fost bun. A arătat foarte bine, sincer, n-am gustat că, na, în fața televizorului nu ai posibilitatea asta. Sincer, era mai bun gust decât cum arăta. Nu sunt un... fac chestia asta așa de amical, să zic, pentru prieteni, pentru prietene și așa mai departe. Nu sunt un șef în adevăratul sens al cuvântului. E un mic dejun pe care îl pregătesc mai mereu. Au fost ingredientele care nu m-au ajutat față de ce trebuia, dar până l-am scos și ce mi-a ieșit cel mai bine și asta i-a bucurat, că a fost chiar și ei mi-au spus, ouă la poșat, a ieșit blanărul de tot. Când s-a tăiat, a ieșit într-un mare fel. Dacă nu, toată lumea îl nimerește. Și, și asta e adevărat. Gustul chiar e important, într-adevăr, lăsând la o parte aspectul. Dar a fost o experiență cum pentru tine? A fost o experiență foarte interesantă. Sincer, cred că o să o mai fac o dată, pentru că cumva m-am oprit unde trebuia și nu trebuia să mă opresc. Dar a fost, a fost interesant și cei care vor să ducă chiar poate să încerce, pentru că e experiență foarte plăcută. Cu siguranță. Lasă că e bine, orice lucru se întâmplă atunci când trebuie. Da. Și tot tu ai spus că te pricep de minune, pe lângă faptul că, na, gătitul e o pasiune, la paste. Pastele, da. Pastele sunt, cred că e punctul meu forte, să zic așa. Îmi plac pastele și fac paste cam de toate felurile. Dar acolo n-a trebuit să fac paste, că nu era bine să faci paste. Acolo m-am dus pe ou poșat, pe avocado, pe chestii de-astea care se poartă acum mai interesant. Da, da, da. E bine, atunci familia și prietenii tăi sunt norocoși. Da, când au, am chef de ei. Doar așa. E bine, spuneam că ești barber, ești organizator de evenimente și lucrurile astea nu sunt ușor de făcut. Toate implică timp și multă, multă muncă. Este într-adevăr foarte multă muncă. Am barbershop-ul de 8 ani de zile. De 8 ani am intrat în această industrie de barbering. Am vrut să vin cu ceva, eu înainte eram în partea de Horeca și când am revenit, am intrat în această industrie de barbering, mi-am zis că vreau să fac ceva diferit și de asta am început cu evenimente. Anul trecut, cum spuneam, cred că a fost și mai mare eveniment făcut vreodată în România, IM Barber se numește evenimentul, și am vrut să fie atât de interesant, pentru că era chiar de ziua mea. S-a nimerit pe 27 noaptea spre 28, 12 noaptea am fost la șef la cuțite, le-am pregătit lor ce ați văzut voi atunci și mi-au zis, au fost primii care mi-au zis la mulți ani, deci 12 noaptea m-au prins în platou, iar a doua zi am avut evenimentul și ca să fie interesant am adus-o pe Cosmina Păsărin prezentatoare, iar a fost un moment foarte interesant cu puia, am avut și un show cu puia pe scenă la IM Barber. Deci am făcut ceva diferit, am vrut să aduc diferența foarte, nu știu, altceva, să zic așa, în barbering și atunci prin aceste evenimente vin cu, cumva aduc și din cealaltă parte a mea, cu muzica, o aduc și pe scenă să fac ceva complex, să fie ceva diferit. Cum spuneam, duminică acum pe 20 de octombrie voi face cel mai complex eveniment de barbering făcut vreodată în România. Am atât barberi internațional cât și de România destul de cunoscuți. Va fi și lansarea piesii, va fi foarte chestii, va fi ceva foarte interesant. Vă și aștept, dacă, chiar dacă nu sunteți barber, puteți să veniți să vedeți un show în adevăratul sensul al cuvântului. Exact. Unde va avea loc? Și la ce oră, dacă ne poți spune? Duminică, Club One începe cu 9:45 dimineață și ține undeva până la 18:30. Cam asta este programul. Mare și, cum spuneam, vor intra din toate
națiile, să zic așa, vor fi de afară, englezi din Ucraina, voi avea pe cineva foarte interesant din Uruguay, am pe cineva care e în România și va fi cu mine pe scenă să facem și piesa din Cuba, vor fi și români foarte, foarte tari, adică o să fie ceva foarte mișto. Este un eveniment care cumva e pentru noi cei din Barbarin, dar ca aspect și ca tot ce se întâmplă, poate să fie și pentru celălalt public, pentru a viziona și a vedea ceva diferit. Așa este, că până la urmă din orice eveniment putem învăța exact. Câte ceva. Exact. Nu trebuie să fie nișat, neapărat. Corect. La fel cum și invitații noștri din studio lasă ceva în urma lor atunci când vin aici. Și poate data viitoare vii și cu piesa, cine știe. Face și chestia asta. Așa, facem, că facem. Se cântă live, totul e la disponibilitatea tuturor. O facem fără probleme. N-am lansat-o încă și de asta n-a venit cu piesa. Nu-i nicio problemă, avem tot timpul. Spuneai că ai ceva experiență, ai deschis de mult barbershop-ul. Cât de greu a fost? Adică orice început e dificil. Asta e realitatea. Da, a fost acum 8 ani, cum spuneam, 18-9 ani chiar. Am vrut să las în spate partea de Horeca, erau deja obositor, nopți pierdute și mai departe și mi-am dorit să fac altceva. Aveam în cap chestia asta să intru în partea de beauty. Inițial am vrut să fac un salon, dar nu mă regăsesc să fie și prea multe femei în salon. Aș vrea să am un, și asta am făcut până la urmă, să am un loc numai al bărbaților, să zic așa. Și mi-am dorit să fac ceva diferit de la început. În primul rând, toți prietenii și toate cunoștințele s-au șocat când ne-a spus că o să numesc Golan, pentru că toți erau învățați, nu știu, cu Maria Style, Ionel, da. Nu știu ce și mai departe. Și am venit cu un nume total diferit. Pentru ca să fie șocul și mai interesant, am făcut prima oară când l-am deschis, am fost primul în România care a făcut un barbershop cu tatuaje. De aici venea joaca de cuvinte barbierato, barber en tatu în spaniolă. Și atunci am mers pe ideea de a avea filmul meu era cine intră și își face, nu știu, barba sau se tunde, va auzi aparat de tatuaje și o să vrea să se și tatueze. Sau cel care se tatuează îl vede pe ăla că se tunde sau își face barba și vrea să facă chestia asta. Și de-aia am făcut acest concept. După care am renunțat ușor-ușor la tatuaje, pentru că chiar dacă sunt plin de tatuaje, e mai greu cu oamenii să-i găsești, iar tatuajele au, nu știu, la o tunsoare, dacă cumva ai pe cineva mai la început și greșește, se rezolvă. Dar la un tatuaj nu se mai rezolvă. Ne găsind oameni, pentru că cei cu care am colaborat au fost foarte buni, dar au primit oferte de afară și le-am zis că îi trimit eu dacă nu se duc singuri. La un moment dat am zis că ok, oprim partea de tatuaje și rămân doar pe partea de barbershop, mai ales că am început să mă implic cu evenimente și nu mai aveam timp să le fac, plus că am dat drumul și la Academia de Barbering și la Năvodar și acum și în București și e prea mult. Exact, ai nevoie undeva, de timp. Mai opri pe undeva. Și muzică și alea sunt prea multe chestii. Uite, asta înseamnă un mentor foarte bun. Atunci când îți susții oamenii din echipă să meargă la mult mai bine. Adică să se upgradeze. Asta este cel mai important, să ajuți că cei care, pentru că poate că îți doresc sau visezi să ai o echipă pe viață, dar nu se va întâmpla niciodată și atunci voi rămâne doar cu Golan for Life, că restul nu se poate, știi? Da. Și mergând pe chestia asta, e clar că vrei să ajuți oamenii de lângă tine să se ducă, să avanseze, dar acum depinde cum o face fiecare, că na, că în viața fiecare am avut și dezamăgiri, adică oameni pe care am ajutat și nu au înțeles ajutorul și l-au luat altfel. Dar îmi doresc oamenii care stau lângă mine și vor să evolueze mai departe, cu mare drag sunt lângă ei atât timp cât plecăm împreună și ne despărțim cum trebuie împreună să putem să ne strângem mâna. Dar e normal, bine. E foarte frumos să ajuți oamenii și îmi doresc foarte mult să ajut cât mai mult. De asta și în industria asta, cumva prin aceste evenimente, asta vreau să fac, să aduc un ajutor. Aducând de afară fel de fel, inclusiv luând și din România barbării, este un ajutor pentru că vezi ceea ce se întâmplă. Asta îmi doresc foarte mult. Și am vrut să pun și puțin show în evenimente, să fie ceva mai, să fie așa o masă mai copioasă și mai interesantă. Mai spectaculos. Exact, un caliente. Și dacă tot ai vorbit despre Academie, lucru care e de apreciat, pentru că duci mai departe ceea ce tu știi deja, adică nu păstrezi doar pentru tine. Sunt curioasă dacă noile generații sunt atât de receptive, dacă vor, dacă sunt, că seriozitatea există, adică fiecare e responsabil. Știi cum e aici? Aici e de la fiecare profesor în parte, să zic așa, sau fiecare academie în parte. Sunt academii care se promovează foarte intens și nu oferă ceea ce spun și aici este un mare dezavantaj. Dezavantajul pe care îl mai fac anumiți colegii mei și îmi pare rău că nu sunt atenți la anumite lucruri, este în momentul în care cer să le spui celor care de-abia vin
fac o paranteză. Înainte, când făceai școala, după ce terminai școala, trebuia să fii neapărat ucenic. Cam asta era ideea înainte. După ucenic, încercai să intri la un scaun și tot așa, făceai pași. E, în momentul de față, din nebunia asta de a avea cât mai mulți cursanți, de a face bani, pentru că foarte mulți s-au dus în, în sfera de a face cât mai mulți bani, uită lucrurile astea de bază și cumva când îți intră în academie un elev la început, tu nu faci decât să-i spui, a, după ce ai făcut la mine cursurile, gata, te duci și ești cel mai tare, cel mai mare din, din domeniu. Și o greșeală, pentru că omul ăla, după ce a plecat, are întipărit în minte, pentru că o să fie cel mai tare, că o să facă cei mai mulți bani și așa mai departe, și este o mare, o mare greșeală, pentru că el se va trezi că ajunge în locul în care nu știe să tundă cum trebuie, nu știe cu ce să mănâncă totul în această meserie, nu face banii de care povestea profesorului sau cine l-a, i-a făcut, i-a fost trainer și așa mai departe. Și atunci e o dezamăgire. Aici este foarte important că atunci când îți vine elevul prima oară în școală, să înveți acești pași, să ia pas cu pas. Pentru că am învățat în toată viața, nu doar în cariera asta, în toată viața, fiecare lucru să-l iau pas cu pas. Mi-a plăcut să urc scara treaptă cu treaptă, nu să sar. Pentru că în momentul în care sari două, trei trepte, s-ar putea să-ți rup gâtul. Și atunci e cel mai plăcut să o iei așa, pas cu pas. Cu... Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt privilegiat, să zic așa, și am reușit anumite lucruri să le fac mai repede decât mi le-am propus, pentru că, în principiu, eu cam fac niște planuri, știi? Vreau în trei ani să fac, să realizez lucrurile astea. Și mi s-au întâmplat cu partea de barbering, am evoluat mai repede decât îmi pusesem eu pe foaie, dar tot am făcut așa, pas cu pas, treaptă cu treaptă, nu am sărit pentru că nu vreau să-mi rup gâtul. E mai sănătos așa, pentru că știi că e vorba aia, toate se fac la timpul lor. Că dacă sari un pas, o etapă, cum ai spus, la un moment dat va reveni acea dorință, exact, de a o bifa. Exact, exact. Și aici, de aici pleacă totul. De-aia, cum să răspund în mare la întrebarea ta, exact chestia asta. Contează foarte, foarte mult începutul unde faci școala, ceea ce îți spune acel om care este în fața ta și tu cumva îl vezi profesorul tău și clar că el trebuie să spună lucrurile cât mai bune și să spună realitatea. Dacă reușești să faci lucrul ăsta, e bine. Iar tu, celălalt care vii să faci niște cursuri, de exemplu în barbering, este bine să te informezi foarte, foarte mult despre școală, despre profesorul cu care ai face. Nu le lua doar că în ziua de astăzi se poartă foarte mult reclama pe internet, care e mai tare și mai sus cu... nu știu, își promovează cât mai mult sau alea, poate să fie primul, dar s-ar putea să te duci undeva unde nu e bine. Importante sunt recenziile, eu așa cred. Și cu recenziile astea este o problemă, cum se fac, nu știu, urmăritorii pe Instagram, TikTok și alte chestii de genul ăsta. În momentul de față au apărut fel de fel de oameni care le dai niște bani și îți ridică pagine și mai departe. Cam același lucru se întâmplă cumva și cu recenziile. Spui, eu am cunoscut, din păcate, sunt lucruri de desubturi pe care le spun acum, dar am cunoscut gen barbershop-uri care nici nu erau deschise încă se amenajau și dacă intrai la ei pe pagină, vedeai recenzii cu cel mai tare, cel mai mare, cel mai nu știu ce. Și, deci acolo s-a tuns niciodată, dar erau cei mai tari și aveau numai 5 stele. Nu e de acolo, să știi că nu mai merge. Cred că din punctul meu de vedere, cea mai bună reclamă și ca să vezi dacă omul chiar e cu adevărat, este reclama din gură în gură. Cum ar veni, nu știu, băieții de la tine de aici din studio, ar veni la mine să se tundă. După aia, ei cu siguranță vor ști dacă au fost bine sau nu și poate să-mi facă reclamă, să-mi zică, da, du-te acolo că e foarte bine sau nu te du acolo că nu e bine. Asta este... Eu am multe metode și multe lucruri din partea de old school, cum place mie să zic, că tot sunt mai bătrân așa și sunt vechi, atunci rămân pe partea de old school și cred că lucrurile astea old school rămân, niște lucruri receptive și niște lucruri pe care am putea să ne bazăm și pe viitor în viață. Chiar și cei tineri ar putea să mai fure din când în când de părțile old school, că sună bine. Am văzut că mulți poartă tricouri cu Tupac, ar trebui să încerce să, chiar dacă e tânăr și nu știe cine e Tupac, dacă porți tricoul cu Tupac, uită-te și cine a fost Tupac și ai să vezi că sunt niște lucruri interesante. Exact, întotdeauna să ne verificăm informațiile atunci când deschidem gura, ca să știm ce spunem. Exact. Și într-adevăr, obiceiuri vechi, dar sănătoase, pentru că au fost experimentate. Până la urmă. Uite, cum am intrat eu la voi în clădire și, de exemplu, clădirea asta este foarte senzațională în partea de vechi, de old. După ce intri într-un vechi, așa, ți-aduce aminte cum, de, să zicem, de epoca de aur, cum îi plăcea domnului tovarășului Ceaușescu să spună, intri
perioada aia și dintr-o dată te trezești într-un loc modern și un lucru foarte frumos cum aveți voi studio. Adică sunt, e o chestie, intri, vezi un lucru și după aia dai de altceva. Cam asta este și viața, știi? Poate vezi ceva urât sau ceva frumos și după aia realitatea este alta. Deci ține doar de noi să vedem lucrurile cel mai mult, cât mai clar. Este cel mai important să vezi tu singur și dacă asculți, ascult atât cât trebuie, dar nu mai mult. Privește înainte să faci o chestie, gândește-te înainte să deschizi gura. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le faci cum trebuie. Și uite, nu-i întâmplător, Ciprian, te avem aici în studio, pentru că tu nu doar ești experimentat în ceea ce faci ca barber, ca organizator sau ca DJ, ești om până la urmă și ai acumulat în timp multe experiențe, chiar și Golan, numele, vine cu un scop. Clar că nu am pus când am întrebarea asta tot timpul. Acum mă pregătesc ca acest nume să-l pun și în, și în buletin. Este deja pus în monitor oficial, dar așteptăm să vedem mai departe ce se întâmplă. Este... Acest nume l-am pus pentru că mă reprezint. Acest nume a fost o parte din viața mea și celor care vin la mine acum de noi și intră în barbershop și văd numele Golan, stau un pic și le explic că Golan e doar o parte în momentul de față. În momentul de față suntem domn, nu mai suntem Golan, dar rămânem cu ce am făcut în, în trecut. Așa și în viață. Da, sunt trecut prin multe prin viață și cred că... Mi-am dat seama că cel mai important este să fiu om și încerc cumva să... În ultima perioadă, poate că greșelile pe care le-am făcut în trecut, vreau să le transform în, în bunătate și atunci mă transform cât mai mult în om și încerc să ajut cât mai mult, încerc să fiu, cum spuneam, om. Pentru mine cel mai important la o persoană este să fie om și după aia vedem restul. Exact. Și uite, termenii ăștia pe care tot folosim, poate în sens negativ, îi putem privi și în alt sens, pentru că nu știi ce e în spatele omului, câte trăiri are. Ce ți-am spus și mai devreme, privește, dar fii atent și analizează. Și este bine că eu tot timpul când trebuie să am o discuție cu cineva sau analizez omul respectiv, îl caut un pic și îl urmăresc să văd cu cine vorbesc. Nu vreau să mă duc la o masă, indiferent de ce ar fi vorba, de afaceri sau, nu știu, parteneriat de chestii și mai departe, fără să cunosc acel om un pic, mai ales că în ziua de astăzi există internetul și poți să afli despre fiecare în parte destul de multe. Îmi place să fiu puțin informat despre om. După care încep să-l ascult, analizez și văd. Chiar dacă aud părerea lui și lui Greg, nu fac niciodată o părere, o opinie despre acea persoană până când eu nu o cunosc cum trebuie. Așa e, aparențele mereu înșală. Exact. Întotdeauna. Și o chestie. Tu mi-ai povestit așa cum și am citit și înainte, totul mă duce cu gândul la jocuri, la GTA. Adică când intrai în barbershop-ul respectiv, aveai și parte de tatuaje, aveai și de toate. Ești gamer sau ai fost vreodată pasionat de asta? Am copilărie jocurile alea, știi, te joci, mai ales după 90 și ceva, când am început să dăm și noi de Nintendo și pe FIFA și alte chestii, genul ăla ne strângeam... Stăteam, cred că plecam dimineața și mă întorceam a doua zi dimineața prin stările alea de jocuri, le închiriam cu noaptea și cu ziua, cu... și ne jucam. Nu pot să spun că sunt foarte, foarte mare pasionat de jocuri, dar mi-a plăcut de joc. Când am timp, acum sincer nu mai am timp, o să încerc să fac și mai mult timp pentru mine, pentru că în ultima perioadă am pus foarte mult partea asta de carieră, am pus-o... față, e principala și cumva m-a lăsat pe mine personal destul de mult în spate. Și ar fi momentul ca de la anul să încep să lucrez mai mult pentru mine, adică să mă pun eu pe tot ce vreau eu să-mi îndeplinesc, să-mi fac și cariera să o lăsăm puțin în spate. E nevoie și de pauze câteodată? Este mare nevoie. Că ne ajută? Foarte mult ne ajută și e bine să-ți oferi o vacanță, să-ți oferi un moment al tău. Și dacă tot vorbim despre evenimente, despre academii, trebuie să ne spui și tu cum te găsesc, cei care poate sunt interesați, să meargă pe mâna ta. În două sensuri. Ori mă caută peste tot, sunt atât pe Facebook, pe Instagram, chiar și pe TikTok. Nu sunt eu adeptul TikTok, dar l-am făcut și pe ăla că se poartă. Peste tot mă găsesc cu Ciprian Tata Golan. Iar, sau dacă nu, caută pagina Golan Barbershop. Acolo, una dintre astea răspund eu pe ambele și mă găsesc tot. Foarte bine. Dați-i follow acolo și vedeți despre ce este vorba, ce ne mai pregătește și data viitoare te așteptăm și cu piesa. Facem și piesa, facem totul să fie frumos. Mulțumesc mult de tot! Cu mare drag și mulțumim noi că ai acceptat invitația noastră și nu uitați de eveniment, 22 octombrie, adică mulțumesc duminică, mult. Nu? Da, duminică 22 octombrie, Club One, începând cu ora 9, se deschid porțile, să zic așa, o să fie ceva interesant, chiar și pentru cei care nu sunt din industria de barbering, va să vină să vadă ceva foarte interesant. E loc pentru toată lumea. Exact, exact.
Mulțumesc mult de tot. Și eu mulțumesc încă o dată și te mai așteptăm cu aceeași căldură. Mulțumesc. Noi rămânem în continuare, evident, cu muzică, Lady Gaga și Hold My Hand, chiar aici pe Trainet.